Bună dimineața! Bună dimineața! În acest format dedicat fixării priorităților de acțiune diplomatică a Republicii Moldova. Ne revedem după o pauză de circa 6 ani de la ultima reuniune a ambasadorilor, care reprezintă o perioadă diplomatică dificilă și destul de complexă. Consider că de acum înainte nu ne putem permite această carență de a nu avea în fiecare an reuniunea diplomației moldovenești, organizarea căreia ar trebui să devină o tradiție pentru întregul corp diplomatic al Republicii Moldova în fiecare an. Cu atât mai mult cu cât lucrul diplomatic necesită o sincronizare permanentă și o gestionare concertată a sarcinilor asumate. Toate acestea cer o implicare activă, dinamică, responsabilă și inovatoare a domniilor voastre ca reprezentanții de vârf ai diplomației moldovenești. Aveți așadar datoria să acționați mai viguros și mai eficient pentru a contracara aceste riscuri, amenințări și provocări, pentru a anticipa cu predictibilitate crizele regionale și internaționale, pentru a găsi soluții durabile prin profesionalism, iscusința diplomatică și adaptabilitate, astfel încât obiectivele naționale ale Republicii Moldova să fie realizate, iar conaționalii noștri să fie protejați. Deși consider că aceste reuniuni ar trebui să devină tematice, axate pe câteva subiecte de importanță prioritară, în cadrul acestei reuniuni din anul 2018, având în vedere pauza
o schimbare nu doar în capitala Uniunii Europene la Bruxelles. Însă e nevoie de un lucru prodigios și plauzibil care să fie dezvoltat în capitalele tuturor țărilor membre ale UE printr-un contact punctual, permanent și coordonat cu exponenții puterii din țările de acreditare în spațiul european. Misiunilor noastre diplomatice le revine rolul principal în identificarea persoanelor cheie în procesul decizional, dar și din punctul de vedere al influenței în poziția de formator de opinie în establishmentul unui sau altui stat european. Reintegrarea țării rămâne un obiectiv prioritar pe termen scurt, mediu și lung. Cu privire la recenta rezoluție istorică a ONU de retragere a trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova din 22 iunie 2018, țin să adresez sincere mulțumiri și aprecieri întregului corp diplomatic al Republicii Moldova pentru eforturile depuse într-un timp record de câteva luni de zile. Pentru mobilizarea și profesionalismul de care a dat dovadă atât aparatul central al MAIEE, cât și ambasadele noastre diplomatice, care au utilizat toate resursele procedurale ale ONU și pârghiile necesare în dialogul politic bilateral, în vederea obținerii numărul necesar de voturi în favoarea adoptării rezoluției cu privire la retragerea completă și necondiționată a trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa rezoluției a fost expusă verbal de către prim-ministru Pavel Filip în cadrul adunării generale din septembrie 2017. În primul rând, trebuie să recunoaștem că intenția, curajul și determinarea autorităților Republicii Moldova, precum și eforturile diplomației țării noastre, au cimentat dreptul la suveranitate a țării noastre, recunoscut oficial de către ONU în ziua de 22 iunie 2018. O altă nuanță care necesită a fi evidențiată este faptul că actorii implicați în procesul de reglementare își doresc o soluționare corelată cu propriile sale interese. La fel, cadrul de reglementare 5+2, care este mecanismul consacrat, necesită a fi menținut, a fixat anumite reguli de joc, care impun rigor, adesea departe de realitățile de pe teren. Este imperativ de a face o distincție clară între procesul de retragere a trupelor străine și procesul de reglementare politică a conflictului transnistrean. Sunt convins că eliminarea factorului militar și de forță ar aduce doar beneficii în reglementarea politică a conflictului și promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului. În acest sens, trebuie să continuăm demersurile noastre privind retragerea neîntârziată și necondiționată a munițiilor și a grupului operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, precum și transformarea operațiunii de menținere a păcii într-o misiune civilă multinațională sub mandat internațional. Rămâne în continuare o mare provocare, problema securității internaționale. Fiind o țară neutră, unica protecție de care poate beneficia Republica Moldova este respectarea dreptului internațional și consolidarea pe criteriile Cartei ONU. Exemplul Osetiei de Sud, Abhaziei și Crimei induce o stare de incertitudine privind universalitatea și aplicabilitatea normelor de drept internațional și lasă loc pentru evoluții imprevizibile, creând precedente sensibile pentru Republica Moldova. Trebuie să ne pronunțăm ferm pentru intangibilitatea dreptului internațional
și contra unei ordini mondiale cu sfere de influențe partajate. Aceste subiecte trebuie abordate de o manieră proactivă, alături și împreună cu partenerii noștri strategici. Republica Moldova va sprijini și în continuare inițiativele ONU de consolidare a parteneriatelor regionale și globale în materie de securitate. De asemenea, în contextul regional actual de securitate, este evident că o consolidare a unui parteneriat strategic, Chișinău-Kiev, Tbilisi-Bruxelles-Washington, ar contracara acțiunile destabilizatoare ale Federației Ruse în Moldova, Ucraina și Georgia. Reșind din contextul geopolitic regional, pentru a-și consolida propria securitate, Republica Moldova are nevoie să coopereze mai aprofundat cu NATO, trecând la un stadiu mult mai avansat, care nu ar contravine regional și mondial. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și subdiviziunile sale au și ele un rol important în promovarea comunicării strategice. În particular, solicit să se acorde atenție recomandărilor cu privire la mijloacele și metodele care ar putea fi utilizate pentru consolidarea și protejarea spațiului. Republicii Moldova pe mapamond, concentrată astăzi, în particular în Europa, spațiul post-sovietic, America de Nord, Orientul apropiat și Asia de Est. Consider că Republica Moldova trebuie să aibă cel puțin o misiune diplomatică pe fiecare continent. Adițional, suntem în proces de studiere a practicii existente de numire a ambasadorilor non-rezidenți în țările unde nu avem misiuni diplomatice. Deschiderea unor noi ambasade planificate pentru Argentina, Ghana și India ar fi primul pas spre diversificarea prezenței diplomatice
a Republicii Moldova în lume și acest lucru este imperativ în condițiile globalizării și a mizelor noastre pentru dezvoltare. Prezența diplomatică noastră, cât și cea peste hotarele țării. Pentru ameliorarea imaginii Republicii Moldova trebuie intensificată comunicarea electronică pozitivă și profesională pe Facebook, Twitter și diverse rețele de socializare. O astfel de activitate trebuie să se regăsească în lista priorităților ale fiecărei misiuni diplomatice. O altă dimensiune care necesită mai mult efort și rezultate palpabile din partea ambasadelor este diplomația economică. Misiunile trebuie, oricât ar părea de banal, să fie comparate cu agentul de vânzări al produselor moldovenești pe piețele internaționale, să atragă fonduri pentru proiecte în agricultură, infrastructură, educație, sănătate și alte domenii importante pentru țara noastră, precum și să identifice parteneri credibili pentru dezvoltarea economiei și modernizarea țării. După cum cunoașteți, guvernul a revizuit distribuția geografică a birourilor comercial-economice. În prezent avem 12 astfel de birouri în cadrul ambasadelor noastre în România, Ucraina, Federația Rusă, Belarus, China, parțial în Elveția, Belgia, Germania, Polonia, Italia, Turcia și Emiratele Arabe Unite de curând. Cred că fiecare misiune diplomatică ar trebui să-și fixeze obiective clare privind promovarea comerțului, atragerea investițiilor, și să-și elaboreze o agendă comercial-economică concretă, cu obiective pe termen scurt, mediu și lung. Obiectivele comercial-economice promovate de misiuni trebuie să fie concentrate spre finalitate, iar activitatea pe acest domeniu să nu se transforme într-o prestanță pur mecanică, menită să răspundă unei activități birocratice redundante. Totodată, consider că este sarcina instituțiilor responsabile din Guvernul Republicii Moldova să aibă capacitatea de a formula proiecte investiționale concrete și business planuri concrete, dacă îmi permiteți, pe care diplomații moldoveni specializați să le poată promova în exterior, inițiind contacte cu potențialii investori în țările de acreditare. O diplomație economică eficientă Integrării Europene, Ministerul Economiei și Infrastructurii și MIEPO și nu în ultimul rând nevoia utilizării eficiente a rețelei operative de comunicare.
Cu titlu de recomandare imperativă, doresc să remarc importanța participării colegilor noștri din misiuni, responsabili de portofoliul comercial, economic și investițional, așa numitele birouri comerciale economice, la cea de-a doua ediție a cursurilor de instruire anuale în domeniul diplomației economice, care se va desfășura la Chișinău în perioada 18-20 iulie anul curent, eveniment unde va fi invitată și presa. În cadrul acestui eveniment va fi prezentat noul și adaptatul ghid al atașatului comercial-economic, precum și practica altor țări în acest domeniu. Protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor Republicii Moldova peste hotarele țării noastre va rămâne mereu o prioritate pentru diplomația moldovenească. Cifra exodului de populație devine tot mai impresionantă, încât am ajuns uneori să vorbim despre depopularizarea țării. Nu vreau să mă opresc la cauze, efecte, probleme, ci doar la partea noastră a diplomaților de responsabilitate privind facilitarea situației conaționalilor noștri aflați în țările voastre de acreditare. La moment, această capacitate de absorpție a solicitanților de servicii consulare deseori nu satisface cererea în creștere, iar condițiile de prestare a serviciilor consulare uneori nu corespund exigențelor. În acest sens, consider că trebuie să modernizăm și să informatizăm serviciul consular, să extindem rețeaua de oficii consulare și să le securizăm în modul corespunzător. În 2017, misiunile diplomatice și oficiile consulare au prestat peste 110.000 de acțiuni consulare, iar Direcția Afaceri Consulare a prestat peste 7.000 de servicii consulare. Au fost semnate 2 acorduri în domeniul protecției sociale și au fost purtate negocieri cu mai multe țări, inclusiv Spania, Letonia și Israel. Eforturile pentru semnarea acordurilor privind protecția sau urgență majoră în care ajung moldovenii aflați în țările voastre de acreditare. În acest context, solicit în mod expres obligativitatea funcționării telefonului de urgență, linia roșie pentru servicii de urgență, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, pentru a evita unele cazuri din trecut. În scopul de a răspunde plenar sarcinilor puse în față, se impune de asemenea reactivarea planificării strategice instituționale. După reforma guvernului, cu unele lacune instituționale încă existente și după reformare, capacitățile de planificare profesională nu pot fi puse doar în sarcina unei subdiviziuni interne. Aceasta trebuie să cumuleze eforturi tuturor direcțiilor instituției, implicit și cel al ambasadelor. Pe acțiuni care se justifice de iure și de facto prezența și întreținerea unei ambasade în țara de reședință, precum și cea de acreditare prin cumul. Ambasadorii vor fi solicitați să contribuie de o manieră cât mai concretă pe întreaga dimensiune a diplomației economice,
propuneri, obiective, interacțiune și scopuri. Trebuie să lucrăm cu toții la crearea unei baze de date electronice în care să fie fixată în mod gradual, constant și compartimentat întreg efort pe acest domeniu. Aș dori să mai insist asupra unui subiect. Vizitele efectuate de conducerea acțiunile concrete ce urmează, indicând cât mai multe detalii executorii, precum perioada, responsabilii, interconexiunile și alte elemente importante. Ar fi ceea ce se numește un plan de acțiuni post-vizită. La fel, urmează să se procedeze și urmare a vizitelor oficialilor de rang înalt la Chișinău. În acest sens, va fi elaborat un mecanism de monitorizare centralizată a tuturor planurilor de acțiuni post-vizită. Adițional, în scopul perfecționării capacităților și prestației diplomatice a funcționarilor Ministerului de Externe, ambasadelor, dar și cea a funcționarilor din cadrul autorităților publice centrale de Republica Moldova, precum și în scopul atragerii pe viitor a celor mai performanți tineri care intenționează să îmbrățișeze o carieră diplomatică, am propus spre examinare ideea creării unui institut diplomatic în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. În acest sens, apreciez mult sprijinul vizionar în acest sens al domnului prim-ministru Pavel Filip, care susține acest deziderat al Ministerului de Externe. Adițional, sarcinii de perfecționare continuă a cadrelor diplomatice și a funcționarilor publici per ansamblu, Institutul Diplomatic va deveni un adevărat centru de analiză în materie de politică externă, un fel de foreign policy think tank, care va veni cu analize și prognoze de o înaltă calitate. Vor fi stabilite parteneriate de cooperare cu instituții similare din țările Uniunii Europene, Americii de Nord, Asia, Orientului Mijlociu și altele. În poziția mea de membru al rețelei ONU, International Gender Champions, voi pleda în continuare pentru asigurarea egalității de gen în diplomație. Sunt înnobilat de faptul că actualmente deja aproximativ 20% din ambasadorii noștri sunt femei. În comparație cu alte state, această cifră este una încurajatoare. Stimați colegi, vă îndemn de asemenea să participați cât mai activ la această reuniune cu idei, propuneri și soluții. Nu ar fi lipsit de utilitate ca în cadrul discuțiilor să fie abordate și subiecte precum disciplina de lucru, ambianța din cadrul ambasadelor, alte aspecte ce țin de eficientizarea activității serviciului diplomatic, precum și propuneri concrete de amendare a cadrului normativ în domeniul serviciului diplomatic. Avem nevoie de o creștere a vizibilității și prestigiului Ministerului Afacerilor Externe, precum și de o percepere reală de către oamenii de rând a sarcinilor și acțiunilor diplomatice. Trebuie să depășim paradigmele existente și interpretările uneori greșite în societate despre așa zisul confort în funcția de ambasador și de a comunica cât mai mult cu reprezentanții mediului asociativ prin diverse canale de mediatizare și socializare. În acest sens, aș dori să vă spun că personal, cel puțin o dată pe lună, verific pagina web a Ministerului la rubrica
activitatea ambasadelor pentru a examina cât de des sunt plasate comunicate cu privire la acțiunile realizate de către domniile voastre. Țin să menționez la acest subiect că unele misiuni diplomatice, fie că nu consideră oportună difuzarea unui comunicat de presă, urmare a unui eveniment organizat, fie nu au evenimente majore, care în mod imperativ necesită a fi mediatizate. Am o listă de misiuni diplomatice care au difuzat uneori puține comunicate de presă, de obicei doar comunicatele urmare a prezentării scrisorilor de acreditare sau în urma unei vizite de nivel înalt în țara de reședință sau prin cumul. Regret faptul că unele misiuni nu consideră important acest lucru, fie nu este pe deplin reflectată în orbita serviciului diplomatic, fie că nu au ce reflecta din moment ce nu scriu și nu difuzează comunicatele de presă la timp. Cât privește mecanismul de redactare a unui comunicat de presă, promptitudinea cu care ambasada acționează în procesul de transmitere și distribuire a unui comunicat de presă, vom discuta separat într-o secțiune specială pe parcursul celor 3 zile de reuniune. Stimați colegi, înainte de lansarea discuțiilor, aș vrea să punctez foarte succint, de o manieră mai mult generică, unele aspecte în relațiile bilaterale și multilaterale pe care urmează să le aprofundați în discuțiile cu conducerea Ministerului, Secretarul General și Secretarii de Stat. Cu țările partenere din cadrul Uniunii Europene trebuie continuat și diversificat dialogul, evaluând realist atitudinea lor diferențiată față de Republica Moldova, care uneori oscilează de la o susținere plenară la una rezervată și uneori chiar formală. În acest sens, cu excepția României, care ne susține necondiționat, pot fi menționate ca având o poziție fermă de susținere Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria. Eforturile noastre trebuie intensificate cu țări precum Germania, Franța, cărora le revine un rol special. În raport cu Franța și Germania, pe lângă relațiile instituționale, ar fi binevenită stabilirea unor relații personale la nivelul factorilor de decizie. De asemenea, trebuie intensificate contactele cu Suedia, Olanda, Danimarca, Slovacia, Cehia, Austria, Irlanda și alte țări, care însă trebuie motivate și sensibilizate mai mult. Trebuie să continuăm negocierile pe marginea unui acord de liber schimb cu țările EFTA, în special Elveția, țară care a dublat volumul asistenței oferite Republicii Moldova și cu potențial economic deocamdată nevalorificat la justa valoare. Menținerea și extinderea relațiilor cu vecinii noștri este de o prioritate absolută pentru atingerea obiectivelor naționale strategice pe plan extern. România este în mod natural aliatul cel mai fiabil al Republicii Moldova, interesat sincer de avansarea noastră pe calea integrării europene, a modernizării și stabilității țării noastre, cu care trebuie să se interacționeze la maxim. La fel și Ucraina, de care ne leagă probleme, dar și aspirații comune, este angajată într-o cooperare benefică privind controlul frontierii, reglementarea conflictului transnistrian și priorități pentru perioada următoare rămân finalizarea demarcării frontiere între Moldova și Ucraina, precum și identificarea unei soluții reciproc avantajoase pe subiectul complexului hidroenergetic Novodrinestrovsk. Dialogul strategic Republica Moldova-SUA, inaugurat la 4 martie 2014, relansat recent în iunie 2017, trebuie în continuare
clarificarea asistenței oferite de către guvernul american și implementarea reformelor democratice și structurale. În acest sens se încadrează vizita recentă la Washington a premierului Pavel Filip, întrevederea reușită cu secretarul de stat al SUA Mike Pompeo, dar și cu factorii decizionali la Congres și departamente economice și comerciale importante. Relațiile bilaterale moldo-canadiene atestă o dinamică pozitivă și o consolidare a dialogului politic la nivel înalt. Menționăm extinderea cadrului juridic bilateral, iar în cadrul vizitei mele recente la Ottawa, am semnat acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, precum și declarația comună privind comerțul progresiv și dezvoltarea investițiilor. Relațiile cu Federația Rusă trebuie să revină pe un făgaș normal, dar acest lucru trebuie să se producă în albia firească a respectului față de principiile dreptului internațional al Cartei ONU și acceptarea opțiunilor noastre occidentale. În relațiile cu Federația Rusă nu există o altă alternativă decât dialogul constant, previzibil și direct, precum și evitarea unui climat economic eterogen care ar afecta balanța comercială bilaterală. Republica Moldova poate fi văzută de către Federația Rusă drept o punte de legătură între Vest și Est. În contextul cooperării cu Belarus, vom menține în continuare contactele la nivel înalt și vom implementa proiecte economice și comerciale comune. Totodată, vom ține cont și de realitățile actuale care reiese din poziția colegilor de la Minsk cu privire la demersurile Republicii Moldova la ONU. În contextul cooperării cu țările din Caucazul de Sud, apreciem înalt relațiile tradiționale și prietenești cu Georgia, precum și cu Azerbaijan, dar pledăm în continuare pentru valorificarea pe deplin a potențialului economic, în special al Azerbaijanului, și intensificarea diplomației economice și politice cu aceste țări. Drept prioritate a politicii externe a Republicii Moldova rămâne valorificarea oportunităților de cooperare politică și economică. În politicile sale de hard și soft security sunt necesare pentru a fi studiate în continuare de către Republica Moldova. Subiecte precum Holocaustul necesită o abordare plenară și coordonată. De asemenea, contactele cu asociațiile evreiești din diferite țări, dar în particular din SUA, trebuie multiplicate și valorificate plenar. Parteneriatul cu Turcia are o importanță aparte, dat fiind rolul ei de actor important în coridorul de stabilitate, securitate și dezvoltare comercial-economică a regiunii. Dialogul bilateral trebuie aprofundat și diversificat, inclusiv cu integrarea minorității găgăuze în Republica Moldova. Avem nevoie de inițiative convergente și plauzibile în domeniul comercial-economic cu Turcia, odată ce acordul de liber schimb moldo-turc a intrat în vigoare în noiembrie 2016. Adițional, se impune și fructificarea oportunităților oferite de țări precum Qatar și Emiratele Arabe Unite, în particular din perspectiva economică, comercială și investițională, precum și în scopul prestării serviciilor consulare de înaltă calitate diasporei moldovenești în zona Golfului. Deschiderea unui consulat general, precum și a biroului comercial-economic la Dubai, rămân priorități pe termen scurt și mediu pe agenda bilaterală. Rog colegii care activează și care vor lucra
în aceste misiuni diplomatice din regiunea dată să se implice mai activ în promovarea proiectelor economice și investiționale necesare țării noastre. Eliminarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova în aceste țări rămâne sarcina de bază a diplomaților noștri responsabili pentru această regiune. Relația cu Japonia, al doilea cel mai mare donator la ONU, țară în care nu de mult am deschis o ambasadă, se materializează și începe să producă rezultate concrete cu accentul pe asistență și relocalizarea business-ului, dar și acordarea asistenței sub formă de grant și credite concesionale în domeniile cheie din Republica Moldova. Contribuția Japoniei la crearea locurilor de muncă trebuie menținută și amplificată în țara noastră. Deja avem exemplul companiilor nipone Fujikura și Sumitomo. O dinamică similară ar trebui să se contureze și în procesul de intensificare a cooperării cu Republica Coreea, Singapore, India, Indonezia și alte țări din regiune. Relația importantă cu China se dezvoltă pe un fundal tradițional pozitiv. Dar ne dorim să observăm un efort conceptual transpus prin diverse acțiuni diplomatice în vederea includerii Republicii Moldova, eventual în formatul de cooperare 16+1, China și țările din Europa Centrală și de Est, precum și în cadrul proiectului Noul Drum al Mătăsii. Aceste două instrumente, lansate de statul chinez în raport cu Europa de Est și cu întreg spațiul euroasiatic, dispune de un imens potențial de racordare a țării noastre la rețelele comerciale internaționale, la fluxurile financiare și proiectele multilaterale de infrastructură. Noi trebuie să reușim să deschidem piața chineză pentru produsele noastre și să beneficiem de fondurile chineze de investiții. Participarea Republicii Moldova în procesul de cooperare în cadrul CSI rămâne în continuare axată în particular pe dimensiunea comercial-economică a organizației și trebuie să milităm pentru depolitizarea acestei colaborări economice în cadrul acestei structuri regionale. Totodată, trebuie să recunoaștem că volumul comerțului bilateral cu CSI este în permanentă scădere și acest fapt este o realitate care implică o nouă examinare a relației noastre pe viitor. În plan multilateral, Republica Moldova trebuie să-și definească clar obiectivele de țară. Ridicarea și consolidarea profilului internațional al țării noastre rămâne principala sarcină. Mi-aș dori să văd o diplomație a Republicii Moldova care, după 27 de ani de experiență, să dobândească o adevărată maturitate și poziție strategică în structurile regionale și mondiale din care facem parte. Voi insista și voi ruga întreg corpul diplomatic al Republicii Moldova să nu poziționeze țara noastră ca un stat care de obicei se aliniază la pozițiile altora, fără a avea o poziție și o ambiție proprie, ci să acționeze ferm, activ și prompt, drept un stat care propune idei, rezoluții, mecanisme de interacțiune care să poziționeze Republica Moldova drept un actor credibil al scenei internaționale. Trebuie să promovăm adevărații profesioniști în diverse structuri internaționale și regionale pentru asigurarea unei interacțiuni reciproc avantajoase pe termen lung în vederea promovării interesului național. Conturarea unei noi abordări în procese de negociere și aplicarea unui tactici cu abnegație profesională rămâne pilonul constant al strategiei noastre diplomatice. Stimați colegi, politica externă are nevoie de rezultate durabile, dar nu mai putem aștepta încă un sfert de secol
pentru a vedea aceste rezultate mult așteptate. Voi pleda pentru concretizarea proiectelor și obiectivelor propuse în termeni cât mai restrânși, chiar dacă, tradițional, diplomația cere eforturi, acțiuni, strategii și viziuni de ani buni de zile. Trăim într-o nouă eră, unde avem nevoie de un nou imbold și o nouă viteză în diplomația țării noastre. De aceea vă invit, stimați colegi, pe parcursul acestor 3 zile de reuniuni aici, la Chișinău, să fiți activi, să fiți direcți, să fiți constructivi în cimentarea unei strategii de comunicare, acțiune și promovare a interesului național al Republicii Moldova peste hotarele țării. Vă mulțumesc pentru atenție!